Te salut, Alex. Bună, Mihaela. 1, 2, 1, 2, probă de microfon, auzim, nu? Da. 10. Le salutăm și pe invitatele noastre, Svetlana Cârstean, scriitor și curator al intersecțiilor de miercuri. Ziua bună, Svetlana. Bine v-am găsit. O salutăm și pe Ioana Pelehatăi, sper că am zis bine, editor al revistei Sub 25, revistă online de cultură urbană. Ai zis că detești această expresie. Te salutăm. Salut. De ce nu-ți place termenul ăsta? Pentru că mi se pare că, la fel ca și termenul hipster, de exemplu, e gol de conținut. Poate să însemne orice și poate să nu însemne absolut nimic în funcție de receptor. Păi tocmai de-aia cred că s-au gândit la această expresie până la urmă, care poate însemna orice. Dar despre orice-ul ăsta o să vorbim noi astăzi, până la urmă. Despre ce înseamnă în viziunea voastră al celor de revista Sub 25 și despre punctul ăsta, nu, comun al intersecțiilor de miercuri, și anume București. Exact. Eu m-am gândit să schimb un pic registru, deși vorba vine că schimb registru. Sunt tot multe povești despre București și multe opinii de toate felurile, dar după ce am avut tot felul de specialiști ultra specializați, m-am gândit la această echipă minunată care vorbește despre București de mult timp în revista pe care o fac ei împreună. Ei vorbesc prin tot felul de articole, prin tot felul de informații despre diversele proiecte legate de București. De fapt, tot ce adună ei acolo este despre București într-un fel sau altul și mi s-a părut un mod foarte viu și foarte altfel de a vorbi despre oraș și am spus că este musai să vină și să vedem cum putem să găsim un alt tip de limbaj și la urma urmei un alt București pe care îl putem descoperi în felul ăsta. Eu m-am gândit așa că după ce ai tot apelat la memorie, nu, și la amintiri, iată că ai adus oameni care n-au amintiri despre București sau au amintiri foarte recente. Da? Pentru că toți sunt foarte tineri. Înainte să spună Ioana, bineînțeles, ce e de spus, că este felul în care construiesc ei totul acolo, în această revistă, ține de o memorie vie care se construiește sub acum ochii noștri. Mm-hmm. O memorie metrică. Dacă vrei, e foarte fluid, foarte flexibil și la care se adaugă tot timpul ceva. Ce bine vorbește un scriitor la radio. Okay. Să nu-ți fie de ochi. Spune, Ioana. Am dreptate. Zic că ai dreptate. Tot ce face Sub 25 este despre aici, acum, despre ce e viu și ce e mișto în clipa asta. Și într-adevăr e despre afectiv, despre negocierea cu orașul și despre cum se construiește memoria lui în, pornind din prezent. Dar de ce Sub 25? De unde? Hai că eu m-am ideea? Prins deja. Sunt curioasă dacă am dreptate. Dacă și eu sunt curioasă ce intuiești. Cine spune prima? Sub 25 de ani? Mai bine să spuneți asta voi. Asta însemne? Ai văzut? Am nimerit-o. Sub 25 pentru că am luat 25 ca o vârstă ideală a tinereții. Asta nu înseamnă că media de vârstă în redacție este neapărat sub 25. Și nu înseamnă nici că nu poți să fii tânăr la 35 de ani. E un fel de a spune tinerețe. 35 o limită. Speriat. 45, 55. 36 ce? Oricum, o cifră... Bine că ați fost până la urmă generoase. Să știi că și eu am avut așa un fior. 25 de ani asta. De București FM, sub 25. Da. 25 ăsta se poartă în ultima și sub vreme. Nu vine de la subcultură, în niciun caz, nu? Nu. Nu. Am stabilit și lucrul ăsta. Asta în contextul în care privim subcultura ca pe o chestie negativă, peorativă. Da, corect. Dar dacă o privim ca pe o sursă de creativitate, nesfârșită, normal, de viu, exact cum spuneam, atunci subcultura este foarte sănătoasă. Aș spune că nu vine de la subcultură, poate vine de la subculturi. Exact, corect. Da, pluralul ne salvează. Întotdeauna am răsfoit și noi revista voastră și chiar ne-a plăcut ce am găsit acolo. Am văzut portrete de adolescenți undeva în București. Unde au fost făcute portretele respective? Din ce știu, seria aia de portrete, care e foarte frumoasă, a fost făcută pretutindeni prin oraș, în spațiile proprii tinerilor respectivi. Mm-hmm. Și erau așa instantanee sau erau, nu știu, sesiuni de foto aranjate, plănuite dinainte? Din nou, din ce știu, a fost negociat între fotograf și fiecare dintre subiect. Să identificăm un pic acest proiect. Când a debutat el? Sub 25? Da. Are 3 anișori. Ce mititel! O să crească mare. Da.
E încă la primii pași. Da. Povestește-ne despre proiectul ăsta. Proiectul s-a născut din multe prietenii, dintr-o încrengătură de prietenii la bere la vin, într-un anumit club din apropiere, în mod special, și fiecare a venit cu oameni mișto. Pe mine m-a adus un prieten care face fotografii. A cunoscut-o pe Karin, care e mama noastră, spiritual vorbind, și a zis, băi, uite, eu am o altă prietenă care scrie mișto. Apoi a mai venit o fată care a făcut mult PR de muzică și a zis, mi-ar plăcea să scriu despre muzică, în mod special despre hip-hop. A mai venit încă o fată care face fotografii la rândul ei. O altă tipă care e PR și care cunoaște mulți ilustratori. Și așa ne-am găsit unii pe alții. Uh-huh. Și ne tot găsim. Deci trebuie spus că este un act voluntar, da? Faceți voluntariat acolo. E un act voluntar pentru că nu ține de voința fiecăruia și pe bani... Fără să vreau să spun cuvinte mari, e un act de iubire acolo. Așa, bravo, ce frumos. Eu aș vrea să spun un lucru, pentru că am vorbit așa în diminutive, anișori, toate lucrurile astea, în felul ăsta. Și, în fine, Ioana este modestă ca toți ceilalți din echipă. Nu e un proiect care e la primii pași. Nu, sigur că fiecare proiect are primii pași, al doilea pas, al treilea pas, în fine. Dar proiectul ăsta a plecat foarte bine articulat din start. Ei sunt niște oameni formați, articulați, specialiști fiecare în domeniile lor, care se pricep foarte bine la ceea ce fac, începând de la, cred că cea mai mică, care este Teona Galgoțiu, și până la cei mai mari, nu știu, Bogdan Olteanu. Adică sunt oameni de oameni acolo și care sunt specialiști pe zonele lor. Așa că, da, sunt anișori și păsișori, fiindcă e inevitabil la început, dar este o revistă excepțională. Ceea ce fac ei este unic și este foarte bun, că foarte bine că există, în primul rând, și că cineva a putut să investească atâta iubire, energie și voluntariat într-un proiect care e un portret al Bucureștiului extrem de prețios și nu numai al vârstelor. Deci un portret al Bucureștiului, nu, dar până la urmă fiecare vine acolo cu Bucureștiul lui. Pentru că așa exact. Cum noi locuim în orașul ăsta și orașul ne locuiește pe fiecare dintre noi, în moduri cât se poate de diferite, mă gândesc, nu? Deci Bucureștiul tău probabil că arată diferit de Bucureștiul lui Karin. Habar n-am. Acum nu? Trebuie să descoperim o dată în plus ce înseamnă sub 25 revistă, să nu caute lumea la chioșcul de ziare. Sub 25 e o revistă online. Exact. Poate să o caute lumea la www.sub25.ro și o găsești acolo. Dar ea există, sau a existat, dar mai există și o veți vedea diseară, cred, nu? Da. În cadrul dezbaterii noastre și sub formă de print. Un print de excepție. A existat un număr pe care ei, pentru care s-au muncit mult, s-au zbătut să-l facă și a rezultat un număr de reviste sub 25 absolut excelent. Deci făcut așa în mod excepțional acum? Sau? Poate să-ți povestească Ioana mai bine. Am lucrat la ceea ce a ajuns să numească Caietele sub 25, care e o colecție foarte, foarte frumoasă de povești, de proiecte foto și de tot așa multe negocieri ale tinerilor cu orașul și cu vârstele. Bine zicea și da, mă gândeam că, uite, noi suntem frați într-un fel, nu? Pentru că putem să spunem și noi că suntem o revistă audio, până la urmă, nu? O revistă sonoră a Bucureștiului. Cam tot asta facem și noi la radio, fix ce faceți voi în revista respectivă. Și mă gândeam acum că vinilul e iar la modă. Absolut. Ce-ar fi să scoatem o ediție, nu știu, pe vinil, de revistă, scrisă sau vorbită? Ar fi o treabă, până la urmă, drăguță, zic. Și la conferința de astăzi, care e subiectul pe care îl veți trata? Subiectul e București, evident. Eu m-am jucat cu ceea ce mi-au servit ei. De fapt, de aici am plecat. De la faptul că există niște chestionare de București, un chestionar de București, mai bine zis, cum l-au numit ei în revistă, pe care l-au adresat mai multor
mai multor tineri, mai multor persoane, personalități și le puteți citi, sunt foarte interesante, sunt niște întrebări mai mult sau mai puțin standard. De aici mi-a venit mie ideea și de aceea se numesc intersecțiile chestionar sub 25, pentru că în seara asta, chestionar de București sub 25, pentru că în seara asta chestionarul va fi adresat lor, cele patru invitate ale mele, Ioana, Karim Budrugeac, Dana Mergeș, Bergeș și Gabriela Pițurle. Mai departe, va fi multă joacă în seara asta, va fi foarte diferit de tot ce am făcut până acum și de aceea mă bucur, pentru că am avut invitați deosebiți și toți prețioși, fiecare în felul lui, și în seara asta schimbăm un pic maniera. Dați-o refresh așa. Ioana, cum facem în seara asta? Păi ne jucăm clar. Și povestim cum ne-am înțeles noi până acum fiecare cu orașul, dar încercăm să aflăm și de la oamenii care o să vină în seara asta ce au ei de zis, ce le place, ce nu le place și desenăm. Va fi interactiv. Da. Voiam să te întreb ceva, uite, asta e așa, ca în avantpremieră pentru ce vom face diseară. Dacă tu crezi că există un București, cum să spun, care este dedicat exclusiv acelui public al vostru, dacă publicul vostru, cum să spun eu, stăpânește, domnește peste un București care nu este accesibil tuturor locuitorilor. Nu cred neapărat că publicul nostru are un București inaccesibil, dar cred că publicul nostru, așa cum îl văd eu, cel puțin, trăiește într-o bulă. Trăim într-un București un pic redus la scală, în care ne cam cunoaștem toți între noi și putem intui unde o să ne întâlnim și unde o să ne reîntâlnim. Sunt câteva locuri predilecte în sensul ăsta. Și apoi, ce mi se pare extrem de mișto e că pe lângă locurile predilecte, în care ne regăsim publicul, aflăm unii de la alții, o rețea socială prin intermediul căreia afli că există întotdeauna un loc nou în care n-ai fost sau un loc transformat ca utilitatea spațiului pe care ar fi bine să-l vizitezi și așa mai departe. Tot felul de surprize apar din încrengătura asta. Dar care ar fi locurile astea predilecte despre care vorbeai, în care vă adunați voi așa? Unul și probabil cel mai des întrebuințat e Clubul Control. Deci cluburi, ambifat ca... Și nu numai, dar da. Grădini, terase, nu știu, spații neconvenționale. Pe unde se mai rostogolește bula asta în București? Pe unde o ia așa? Uite, o ia și pe bulevard, o ia și pe pista de biciclete, o ia prin iarba verde. Ar lua-o pe pista de biciclete cât s-ar putea dacă ar exista mai multă pistă, da. Și apropo de terase și grădini, da, a venit sezonul lor și e foarte mișto să descoperi că se tot deschid și că nu doar terase și grădini, dar sunt și spații de expoziție, în același timp spații de proiecție de film. Cum vă asumați voi București Capitală Europeană în 2021? Ce urmează să faceți? Cât de implicați sunteți în proiect, în sensul în care să nu rămână doar în anturajul acesta al vostru și al prietenilor comuni și al locurilor comune? Ieșiți un pic și din cluburi? Ieșim. Mă rog, prin prisma faptului că revista este online, toată lumea are acces la informații și la tot ce aveți voi de comunicat, dar unde coborâți în piață până la urmă? Mergeți așa și în alte pături sociale sau cunoașteți și altfel de oameni care nu neapărat sunt targetul vostru? Aveți intenția asta? Ieșim din bulă ori de câte ori se poate. Scopul revistei nu e să vorbim doar noi despre noi, între noi și cu prietenii noștri, și de fiecare dată când rețeaua aia socială despre care vorbeam mai devreme semnalează că se întâmplă ceva mișto în celălalt capăt al orașului, în cu totul altă zonă, în zona de proiecte sociale ale ONG-urilor, de exemplu, mergem și aflăm mai mult despre asta. În sensul ăsta nu e deloc limitată de o anumită paradigmă culturală. Eu cred că scopul ar trebui să fie să atrageți pe cât mai mulți în bula respectivă de care tot vorbeam, dar eu așa, mi se pare într-un fel un paradox, pentru că e accepțiunea asta generală, cum că tinerii din ziua de azi, vai, nu mai citesc, nu mai socializează, nu-și mai găsesc rostul, nu știu, sunt așa debusolați, iar eu cel puțin în ultima vreme întâlnesc doar tineri
de genul vostru. Deci, practic, nu-i văd pe ceilalți, nu știu unde sunt, dar... Cei care nu citesc. Serios. Deci, unde e majoritatea despre care se tot face vorbire? Tineri care nu știu să citească, nu știu să comunice și care nu vor avea mari șanse în viitor. Nu știu unde sunt. Pentru că eu nu i-am întâlnit până acum, serios. Eu cred că sunt un construct tinerii ăștia care nu știu ce vor și nu citesc. Ce știu, aia pe care îi cunosc eu, sunt mulți cu inițiative independente. Asta mi se pare extrem de mișto. Prieteni care și-au făcut ONG-uri și asociații culturale, prieteni care au inițiative de crowdfunding online ca să-și facă filmul de lungmetraj sau să-și financeze proiectul de jurnalism de investigație. Mm-hmm. Pe aia știu. Dar sunt foarte mulți în zona asta, dar tineri, nu știu, care să construiască poduri, să facă, nu știu, baraje, care se ocupă cu sfera asta tehnică, nu? Ăștia sunt cumva la fel de mișto, sunt în bula voastră, că mie mi se pare că voi sunteți din sfera asta mai mult a creativității, nu? Și a comunicării, nu știu, oameni creativi care fac lucruri frumoase, dar din zona aia tehnică, nu? Pentru că și de asta avem nevoie, de tineri care să șurubărească. Uite, până la urmă orașul ăsta. Ca exemplu, există un proiect care e o intersecție între, cred, cele două zone, de creativitate și de tehnic, care se numește Modulab, care a deschis o grădină a viitorului, așa se numește pentru că e pe strada viitorului, unde explorează exact intersecția dintre tehnică și tehnologie și creativitate. Foarte fain, până la urmă. Tot nu m-am lămurit unde sunt tinerii aia. Știi tu că a spus cineva la un moment dat că școala naște tâmpiți. Deci eu nu i-am regăsit până Ioana acum. Ioana a zis foarte bine, ea a zis construct, mie îmi venea să spun fantasmă. E foarte simplu să vorbești în niște categorii pe care le aproximezi pentru confortul tău interior, pentru a structura lumea cum îți este ție mai la îndemână și a spune, a, ăștia sunt oamenii muncii, ăștia sunt tinerii care nu citesc. E o fantasmă a din mentalitățile noastre, nimic altceva. Eu mă bucur că Ioana s-a dus în zona cealaltă, ieșind din cluburi și ca să nu rămânem cumva conotați într-o singură direcție. Este mult activism în spatele acestei generații, mult activism în spatele revistei Sub 25 și a tot ceea ce reprezintă revista Sub 25, pentru că nu e doar o revistă pentru tine, nu e nou Cutezătorii, nici nou Arici Pogonici, nici un caz. Nu e adică, nici măcar decât o revistă, nu? Ei sunt buni parteneri. Prieteni, și da, lucrează foarte bine împreună. Se întâmplă multe lucruri. De altfel, astăzi pe Facebook, pentru Ioana, am ales o fotografie în care ea este în mijlocul străzii, ca să spun așa, la unul dintre protestele din 2013. Pentru Roșia Montană. Mă bucur foarte mult că am ajuns în zona asta cu discuția, da. Da, tocmai de aceea spun și da, îmi place să glisăm înspre mai multe locuri, pentru că sunt multe straturi în ceea ce fac cei de la Sub 25 și nu pentru că așa își propun, ci pentru că ce se întâmplă, realitatea îi obligă și felul în care acești oameni își trăiesc viața în Bucureștiul de astăzi, îi obligă să se ducă în foarte multe zone, da, și să facă un lung metraj și să se lupte să caute fonduri și să gândească niște module pentru chestii tehnologice speciale și să facă creative writing și foarte, foarte multe lucruri. Asta e viața lor. Da, până la urmă mă gândeam că e o chestie de alegere personală când te auzeam vorbind despre obligativitatea asta, nu? Că te obligă până la urmă viața să te implici într-un anumit proiect, nu? Sau să iei atitudine. Pe mulți viața e obligat să părăsească țara până la urmă. S-au simțit obligați să plece, să renunțe. Discutăm aici în legătură cu acest subiect București Capitală Culturală Europeană în 2021 și de mult am vrut să spun lucrul ăsta. Să nu uităm că pe lângă această competiție în care este implicat Bucureștiul ca și oraș, până la urmă e implicată toată țara. Bucureștiul este capitala României și să nu excludem în discuție și granițele, mă rog, celelalte zone care sunt puse în discuție, pentru că Ioana vorbea de Roșia Montană și s-a bucurat că a ajuns în acest subiect. Voi abordați și teme din acestea mai complicate, complexe și mai greu de digerat de mulți. Ieșiți un pic din sfera Bucureștiului. Mă interesează în sensul în care depășiți granițele orașului în sine. Să extindem un pic discuția.
Uite, de fiecare dată când se întâmplă ceva în țară și cineva din redacție poate ajunge acolo și poate scrie despre asta de la... Din nou, da, o să mă duc în zona creativ-culturală, dacă vrei să-i spunem așa. Un festival de teatru tânăr la Alexandria. E unul dintre cele mai frumoase proiecte făcute de tineri. Se numește Ideo-Idei, se există de mulți ani și s-a scris pe sub 25 de fiecare dată când a existat ocazia. Și Cluj, și Timișoara, și Sibiu, și tot ce auzim că se întâmplă și putem ajunge acolo, e bifat, nu de dragul de a bifa, ci pentru că absolut nu e Bucureștiul buricul pământului și nici măcar al țării. Cât despre politic? Eu zic că e. Mie îmi place să cred că e, până la urmă. N-aș vrea să fiu rea cu alții, dar eu așa văd Bucureștiul, chiar buricul târgului, până la urmă. Și asta îmi doresc să fie. Și asta nu exclude faptul că se întâmplă lucruri extrem de mișto și în Alexandria și în oriunde în țara asta. Cât despre politic, uite, un articol recent scris de Karin și care a avut, îmi place să cred, un impact destul de mare, este cel despre Pride-ul pentru drepturile minorității LGBT. E o zonă de implicare în politică acolo care ne interesează foarte, foarte mult și care e foarte importantă, îmi permit să spun, pentru ce e sub 25. Păi și asta era interesant de aflat, pentru că mai există și clișeul ăsta că tinerii nu sunt interesați de politică și că, vezi, doamne, de-aia merg lucrurile cum merg în țara asta. Uite că mai sunt totuși tineri interesați și de altceva. Zona asta. Poate că noi când spunem politic ne gândim politicul într-un singur fel, dar această generație este cea care regândește politicul și care, când spune politic, înțelege mult mai mult decât, nu știu, partide politice sau fiecare gest, la urma urmei, este politic și ei sunt generația care descoperă absolut liber și noi am descoperit, dar, cum să spun, greu, pe sferturi, jumătăți și până ne-am prins noi, ne-a trecut viața. Dar ei o fac pur și simplu, pentru că asta este felul de a trăi, a căuta fonduri pentru ceva ce vrei să faci independent, este un gest politic. Pur și simplu, a merge la Pride este un gest politic. Politic exact în sensul ăla care este, în care politicul e purat de tot ceea ce punem noi de obicei de în cuvântul tot ăsta. Balastul. Da, da, da. Balastul care înseamnă pe mine nu mă privește, de fapt. Politicul este undeva sus, la centru și noi suntem, ne trăim viața în jur. Nu, este un alt tip de implicare și asta este important pentru sub 25. Este un alt fel de implicare. Dacă spunem că nu știu, meca sub 25-ului e la Club Control, poate să fie, să inducă în eroare. Asta nu înseamnă că dacă e la Club Control, acolo nu se dezbat lucruri extrem de importante politic vorbind. Da, păi de obicei când spui club, lumea își imaginează dans la bară. Bine, și când spui politică, în general, lumea își imaginează ceartă și arestări. Nu, până la urmă trebuie să punem un pic lucrurile la punct și să înțelegem că politica înseamnă viața noastră zi cu zi și viitorul. Nu neapărat certurile la care suntem supuși, mă rog, prin faptul că se face audiență, dar această mișcare a voastră și a celorlalți care spun că nu interesează, ar trebui să ia amploare și să intereseze la modul în care să nu arătăm cu degetul și să încercăm noi din interior, de la baza societății să schimbăm. Pentru că e clar de sus, fără a le da noi așa un... No. Mai așa frumos ai spus, Alex, că îmi vine să iau o pauză. Hai să ascultăm puțin la muzică, după care continuăm discuția. În comunitate București FM 98,3, dar și bucureștefm.ro puteți să ne și vedeți pe site-ul nostru. Suntem ca de obicei la Hanul Gabroveni și vorbim cu Svetlana Cârstean și Ioana Pelehatăi despre București, da? Adunăm vorbe despre oraș și evident că le dăm mai departe. Spuneți că diseară veți avea un chestionar cu care o să vă jucați și ne-am gândit că vrem și noi. Spuneam că am plecat, de fapt, în povestea asta cu întâlnirea de aseară, tocmai de la chestionarele pe care le au ei, că ei s-au jucat deja. Chiar aș vrea să o întreb pe Ioana, cum ați ales oamenii? Ce criterii au fost ca să-i alegeți?
Oamenii care au răspuns, deja, da, pe, în revistă. E o listă destul de eclectică dacă te uiți pe tag-ul rubricii. Sunt în principiu oameni care au ceva de zis și știu să spună mișto cu Condei, astfel încât să-ți, să te țină să-i citești chiar dacă nu îi știi neapărat. De nu la... sunt doar sub 25, nu? Nu. De la barmani, la oameni de PR, la fotografi, sunt de toate acolo. Da, pentru mine, de-aia am și decis să ne vedem diseară, pentru că a fost extraordinar să descoper, nu neapărat alt București, dar într-un fel, pe feeling, este un alt București. E interesant că există unele conexiuni între cei care răspund. Adică poți să găsești lucruri comune între ei, deși vin din zone diferite. Eu am descoperit un alt București și e foarte interesant să vezi niște oameni, pentru că de obicei ne plimbăm pe stradă și nu știm ce fel de București poartă fiecare cu el, să zicem, și pe unde îl duc duce pașii. Mm-hmm. Da. Dar puteți să vedeți cum e, dacă vreți. Păi sigur că vrem și noi, întreabă-ne. Ioana. Probabil întrebarea mea preferată este o primă dată în București. Prima dată în București? O primă dată. Cred că la mine a fost când am ajuns în radio. A fost prima mea dată în București, pentru că dintr-o dată orașul ăsta a arătat altfel pentru mine. Sau, mă rog, am fost nevoită să-l descoper altfel și am fost nevoită, nu știu, să îmi dau seama pe unde merg, pe unde trăiesc. Poate nu-mi conștientizam până atunci, știi? Dar în prima dată aia, Bucureștiul a devenit mai real așa pentru mine. M-am născut în 79, prima oară în București, în 1982, când s-a mutat ai mei aici. Deci aveam 4 ani când am fost la grădinița mea pe Neuli. Am amintit foarte plăcute din București, timp de vreo 5 ani. Și mă întrebai în timpul pauzei, da? Când difuzam muzică pe frecvență, strada preferată. Da, și m-am gândit, uite acum, a venit strada Speranței la parter, nu? Pentru că mi-aduce aminte de vremurile alea fericite ale copilăriei mele, când o auzeam pe Corina Chiriac la radio. Știu că pentru unii, nu știu, amintirile sunt neplăcute. E adevărat că dacă, cum să spun, se par așa greu de neghină, mi-aduc aminte și de chestiunile alea oribile, dar îmi creează așa o stare aparte cântecul ăla când aud și poate asta ar fi strada mea, strada copilăriei mele, nu? Acum suntem noi invitați să răspundem la întrebări. Hai să fiu politically correct. Strada mea preferată este General Beltrone, numele 60-64. Hai că te-au auzit șefii acum. Da, iau primă. Da, și Temișana, hai să iau și partea cealaltă. Mm-hmm. Ce ar mai fi din Gugolescu, că e drumul de la gară până la radio. Dar mai întrebați-ne, că uite câte oportunități avem, nu? Unde ai prins ultima oară un răsărit mișto în București? În niciun caz. În București nu. Niciunul. Nu l-am prins în București, l-am prins undeva pe la Vadu, deci în alte părți. Dar poate Bucureștiul ăsta este obturat așa de blocuri, de clădiri, de habar n-am. Nu spun degeaba, General Beltro. Și nu vezi... La noi de la etajul 6 se vede răsăritul foarte frumos și l-am prins în... Hai că merg pe partea asta cu radio. Eu cred că are un răspuns comun pentru orice întrebare, Alex. Bertlo, da, de la etajul 6 din redacția București FM. Un răsărit genial, acum, nu știu, prima perioadă când am lucrat, acum vreo 10 ani. Dar ce ai căutat pe terasă? Nu eram chiar pe terasă, nu mă uitam pe geam. Se fumat. Am înțeles. Asta vreau să zic, că următoarea întrebare în listă ar fi unde îți bei cafeaua la prima oră în oraș, dar mie că zici tot în general Bertlo. Nu, că el vine cu trenul și e mai complicat. O bea acasă la el. Da. Foarte interesant jocul ăsta al vostru și e foarte interesant, cred că sunt răspunsurile. Da, de-aia am zis, pe mine m-a inspirat foarte tare. Am să fac o mică paranteză și când am zis că e un București al generații sau al oamenilor care se regăsesc aici în revistă, e pentru că mi-am dat seama că oamenii ăștia care răspund aici circulă în acest București. Apropo de cafea, da? Cred că toată lumea sau aproape toată lumea și-a cafeaua, și-a cafeaua ori acasă, ori la birou, nu? Mare. Dar sunt aici, o să vezi că pentru fiecare activitate acești oameni au un spațiu în București, un loc. Și în felul ăsta te poartă printr-o geografie personală care e foarte reală și te obligă să descoperi Bucureștiul pe alte trasee. De exemplu, întrebarea care îmi place mie foarte tare este: cu ce gust asociezi Bucureștiul? La mine, cireșele de iunie și pufuleții și cafeaua la un leu. Clar.
La mine a început să fie mirosul de tei de când circul cu bicicleta. Am parte, slavă Domnului, de bucuria asta. Dar mă gândeam, uite, că oamenii ăștia tineri, deci pot fi așa, nu știu, poate urât spus pentru unii, pot fi un soi de însoțitor pentru noi, știi? Că noi am ajuns la o anumită vârstă la care parcă suntem orbe, așa, nu mai privim în jur și, cum spunea și Svetlana, mergem de la servici la acasă, ne bem cafeaua acasă înainte de a pleca și la serviciu și, uite, oamenii ăștia ne iau așa de mână, ca pe orbi, și ne duc în diferite locuri, măcar dacă nu mai putem să vedem așa clar Bucureștiul, pentru că avem un background și o istorie în spate, putem să-l mirosim, putem să avem o altă percepție despre București. Cred că peisajul cu care te lasă chestionarele București, dacă stai să citești câteva, e compus din o percepție personală a fiecărui respondent, asupra unor spații pe care le știm cu toții, centru, tot ce e cuprins între Romană și Universitate, să zicem, și apoi traseul fiecăruia prin zona pe care o cunoaște, prin zona de expertiză, prin cartier. Și afli de tot soiul de spații mișto din Vatra Luminoasă până în București noi. Dar dacă ar fi așa, nu știu, să faceți voi un traseu, turistic pentru oameni tineri care vin din afară. Deci cu siguranță n-ați alege traseele clasice, da? Deci i-ați purta prin alte locuri. Care ar fi un astfel de traseu făcut de voi? Nu știu, total neconvențional, dar cu locurile voastre, pe care le știți voi, cei din bula respectivă. O idee la care ține, de exemplu, foarte mult Dana, colega mea de redacție și care mi se pare absolut minunată în sensul ăsta, ar fi ideea de a face un traseu pe la fostele spații industriale, cărora li s-a dat o altă întrebuințare în ultimii 10-20 de ani. Cred că sunt mall-uri. Nu toate. Nu toate, nu, nu toate. Glumeam. Revenind un pic la ce se va întâmpla în această seară, chestionarele vor fi puse în discuție, dar vor exista și întrebările acestea din chestionar puse în fața publicului? Intrarea liberă? Da, și scopul jocului nostru din seara asta ar fi să avem un chestionar București colectiv făcut cu publicul. De la ce oră începe? Discuția. Discuția începe de la ora 19. La Hanul Gabroveni, ca să identificăm exact locația. Intrarea prin Lipscani. Dar spunem că faci de mult intersecțiile astea, Svetlana. Care a fost cea mai de succes? Unde a dat năvală lumea? Acum, sau unde a participat mai mult? Că bănuiesc că nu dă chiar așa năvală lumea ca la tigăi, știi, când sunt în promoție. Râdeam. Dar unde fetele a fost cea mai, nu știu, activă participare? Unde au fost oamenii cei mai... Râdeam cu fetele acum două seri când pregăteam dezbaterea din seara asta și am spus că cel mai mare succes l-au avut profesorii pentru că au venit studenții lor și mă gândesc la Augustin Ioan, la Vintil Mihăilescu, evident. Acolo a fost un mare succes, dar eu sunt sigură că va veni multă lume și în seara asta. Oricum, voi v-ați anunțat pe toți așa, da? În mediul online, din vorbă în vorbă, ați mai dat o fugă și până în clubul despre care spuneai, că acolo se produc tot felul de întâlniri minunate, da? Zilele astea nu, dar Facebook-ul funcționează ca un corespondent în digital perfect pentru ce se întâmplă acolo. Așa că eu zic că le spun celor care ne ascultă să dea like, nu? Pe pagina să voastră, dea like, sub să 25 vină. Și să vină. Da, like-ul neapărat este o chestie chiar absolut virtuală. Sper să nu ajungem să fim hateri de like. Adică... Dacă, apropo de asta, voi trăiți mai mult în lumea asta virtuală sau mai mult în realitatea cotidiană? Cred că percepția asupra chestii astea se schimbă major. Eu nu cred că lumea virtuală este opusul lumii reale, cred că este o parte din ea. Pentru că te uiți în jur și vezi că ce se întâmplă pe Facebook, de exemplu, ajunge să-ți influențeze realitatea cât se poate de tangibil și de cotidian. Nu cred că mai putem vorbi de virtual și real. Virtualul cred că e parte din real. Categoric, eu ce frumos a spus. Mai ai vreo întrebare, Alex? Tu nu ne-ai spus vreo cu ce gust asociezi București? Cu ce gust? Da, da, da. Nu știu, nu m-am gândit. Nu, n-aș vrea să dau un răspuns la așa dintr-un foc, nu că aș fi lipsit de spontaneitate, dar chiar nu asociez Bucureștiul cu un gust anume. Poate cu un miros, mai degrabă, cu mirosul de metro.
de la metrou. Aoleo, nici nu vreau să mă gândesc. Da, nu, nu m-ar deranja, adică nu mă deranjează. E... Din mirosul verii, nu? Al unei zile toride sau cu ce anume miros? Nu, mirosul de la șine, care vine din zona peronului. Nu, tot de la gară ți se trage. Asta vezi? Este, asta sunt e... călătorului stă bine cu drumul, știi cum se spune, așa că... Metalic, de fapt. Exact, cu mirosul metalic pe care îl asociez la un moment dat și cu mirosul de la gară. Acolo e lumea bine, mea până la urmă. Și cu mirosul de metale grele, că el e rocker așa de felul lui. Deci iată, din zona asta. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă dorim multă baftă după amiaza asta și suntem extrem de curioși cu ce ne întâmpin miercurea viitoare, Svetlana. Vă spun dacă vreți. Da, chiar poți să o faci. Da, miercurea viitoare o să avem o conferință pe care o va susține Andreea Răsuceanu. Ea e specialistul nostru în București și literatură. Deci Andreea ne va vorbi despre cum arată Bucureștiul în proza românească contemporană. Ne va duce în textele lui Mircea Cărtărescu, în Filip Florian, în Gabriela Adameșteanu. Așa că va fi un regal. Asta e sigur. Deci Bucureștiul din cărți. Vă așteptăm și miercurea viitoare. Mulțumim, mulțumim și noi. Svetlana, mulțumim Ioana. Vă mulțumim că ne-ați stat alături. Alex Pesensunic de la 16. Da. Noi ne reauzim mâine de la 11. Să aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. La revedere, ne-a făcut plăcere. Ciao.